ca după ploaie. Iese Ulise. Iese și Penelopa. Deci ați încăput. Vedeți că sunteți cu minți. Bravo. Bravo, Penelopa. Bravo, Ulise. Haideți, haideți să ne jucăm un pic. Haideți să ne jucăm un pic. Uite, s-a oprit ploaia. Haideți. Primul rând să-și facă treburile. Haide, Ulise, haide. Haide și tu afară. Haide. Oricine a văzut prima filmare își poate da seama că a crescut bestiuța. E mai înaltă, e mai sigură pe lăbuțe. Nu se mai îmbleticește ca o bețivă. Ulise profită să mănânce. Să mănânce în liniște. Mănâncă liniștit. Mereu o văd cu lăbuța dreaptă din față ridicată în semn de aport. O fi ceva soi de câine de vânătoare. Vedem noi peste câteva luni când ieșim în natură și zburdăm de capul nostru. Ei, tot la mine vii. Tot la mine vii. Tot la mine vii. Sigur că da. Na, ia, mănâncă-mă. Asta-i plăcerea ei să mă mănânce. Nu m-a mâncat Ulise în 12 ani cât mă mănânci tu de o lună de zile încoace. Ia uite că nu pot să mai merg, că hop, hop, hop și ia. Și exact între lăbuțele mele. Hei, gangă, ganguță, iară mi te vări între picioare. Stai tu să te poți filma. Ia așa, miroase florile. Haide, Penelopa, vino la mine. Penelopa! Haide, Penelopa! Hei! Penelopa! Acum nu mă aude. Am găsit ceva foarte interesant acolo. Ah, Margareta! Numele veteranului nostru. Hei, nu strica tu! Tu prăpădenie! Haide! 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 Haide acolo tu! Tu, nu strica florile, haide! Hei! Hei! Răutate-ți!